Biocidul utilizat pentru dezinfecția câmpului operator este avizat și este conceput să fie folosit numai pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor echipei operatorii și nu pentru dezinfecția pacienților. O a doua concluzie, nu s-a ignorat o procedură care este adoptată la scară largă la nivel național și din 2016 la Spitalul Floreasca și validată împreună cu ANMCS, procedura de dezinfecție a tegumentelor, în care se folosește în primă instanță betadina și în cazul pacienților alergici la iod se folosește gluconatul de clorhexidin. S-a folosit electrocauterul, s-a declanșat o flacără. În plus, câmpurile de sub pacient erau impregnate cu alcool, s-a avut un fel de, zicem, efect de spirtieră care a dus la acest accident combustional. S-a evidențiat că pacientul ar fi declarativ, ar avea o alergie la furazolidon, da? Dar care nu are nicio legătură cu alergia la aer. Și atunci s-a generalizat alergia la furazolidon, la alergie la iod, nu s-a făcut testul la iod și într-un final am ajuns la această situație. Niciunul din medicii aflați în echipa operatorie nu se afla în serviciu de gardă. Deci avem o pacientă care a sângerat și care s-a deteriorat pe parcursul nopții, s-a intervenit la 10 dimineața, la 9 dimineața, iar în echipa operatorie s-a preferat să intervină cu un medic rezident și apoi cu un medic specialist venit de acasă, în loc să intervină echipa de medici primari care erau de gardă în spital. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. L-am ascultat mai devreme pe Ministrul Sănătății venind cu raportul, cu conferința de presă, cu concluziile pe care le așteptăm de foarte multă vreme. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. În privința acestui caz Floreasca, care pare că pe măsură ce aflăm se agravează mai mult, pe măsură ce avansăm în detalii, lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Uite, de exemplu, ce mi se pare, de la ce aș pleca cu, desfășurarea evenimentului, în protocolul operator, deci la final, toată lumea, domnule, n-a vrut să acopere, domnule, domnul Beuran, echipa care a operat, n-a vrut să acopere acest incident. Nu a vrut să-l acopere, chiar l-au declarat, a povestit domnul Beuran, l-am declarat mai departe conducerii spitalului de urgență, deci de acolo, a rămas vina în privința mușamalizării. Că uite ce aflăm, că în protocolul operator nu exista incidentul. Exista incidentul ca o anexă, ceea ce asta cu anexă e o chestiune particulară, adică nu e o chestiune care toate protocoalele au la final niște anexe. Nu, asta era o anexă care nici în anexa asta despre care vorbim nu era trecută, nu era trecut incidentul în amploarea sa. Era ceva mult ameliorat, da, domnule, într-adevăr s-a simțit niște fum la un moment dat în cadrul operației. Într-adevăr, am crezut că fumează cineva, că probabil la noi se mai întâmplă și așa ceva. Bun, ți-am spus de ieri că, da, dincolo de toate exagerările lui Emanuel Ungureanu, exagerări consacrate ale personajului, fără postarea lui de pe Facebook n-am fi aflat nimic. Și vezi tu, abia aici începe să-i scârție, cum să spun eu, toate resorturile somității. Pentru că, dacă ești somitate, mă, nu mușamalizezi. Mă, o somitate are grijă să se afle, să se corecteze, să reparăm acolo unde e ceva greșit, să vină cu soluții. Nu știu dacă somitatea are voie să dea undă verde unui rezident să opereze o femeie într-o stare critică, precum cea prezentată de colegii noștri, cu un instrument pe care, iată, nu-l ținea sub control. Adică vezi tu, când încete să mai fii somitate? Acum nu vreau să pară că am vreo problemă personală cu medicul Beuran, care am înțeles că e un chirurg de excepție. Dar el un chirurg de excepție. Treabă, în toată lumea care dă noroc cu Beuran, după aia cu mâna aia dreaptă cu care i-a dat noroc, operează de geniu. Ministrul Sănătății a mai subliniat că niciun medic din echipa operatorie nu era de serviciu, în serviciu de gardă. Ce mi se pare mie iară de asemenea extrem de grav, zice domnul ministru, în urma, nu zice din capul lui, zice în urma anchetei făcute la fața locului. Sperăm că în urma anchetei. Pacienta a sângerat toată noaptea, deci ceea ce părea o chestiune iminentă, ce a generat o reacție a rezidenților care erau de față și înțeleg a medicului de gardă care au intervenit acolo brusc într-o situație de urgență, era mai degrabă o chestiune pe care, așa înțeleg, a fost lăsată toată noaptea. Pacienta a sângerat toată noaptea, au intervenit doar rezidenții
rezidenții dimineața, mă rog, și medicul de gardă, implicat și el în toată... Tot ce povestim noi acum s-a petrecut la cel mai important spital din România. Oh, da, da. Cel mai important spital din România, spitalul de urgență Floreasca, unde un rezident a operat cu o sculă pe care nu o prea cunoștea, în niște condiții care îl depășeau, și apoi pacientul a sângerat toată noaptea fără să-și dea cineva seama. Deci asta e cel mai important spital. Gândiți-vă la niște spitale de-astea mai amărâte, după un teritoriu care probabil este acolo mersul lucrurilor. Și aici aveam și somitatea Beuran, care plana asupra întregii circunstanțe. Ca șef de secție. Păi că operează un rezident care habar n-are ce face, că am văzut că habar n-are ce face. Doi au participat la aceste evenimente. Doi care habar n-au ce. Celălalt din anul 5, bravo înțeleg? Lor, foarte cel bine. Cel din anul 5 ar fi cel care a generat acest incendiu. Îl așteptăm în anul 6, în anul 7. Dar a utilizat acea substanță. Așa? Totuși, la indicațiile domnului Beuran, nu neapărat la indicații, din ce spune domnul ministru, din aceea că trebuie să fiu foarte atent, merg așa chirurgical. Fii atent, dar nu chirurgical ca rezidentul respectiv, altfel chirurgical, ca o somitate chirurgical. Ministrul Costache spune că domnul Beuran utiliza des acel biocid care în relație cu bisturiu electric producea incendiu și că ar mai fi fost o pacientă sau un pacient care a mai trecut printr-un incendiu de genul acesta. Dar tot în relația era asta. Un pompier în proximitate și s-a rezolvat fără probleme. Ce e tare de tot este că se discută și despre un diagnostic greșit, pentru că se spune, da, domnule, nu s-a folosit ce trebuia pentru dezinfecție, pentru că pacienta era într-o stare, mă rog, avea niște alergii. Domnule, pare că lucrurile nu stau chiar așa. În sensul în care a semnat că are o alergie la plante, la furazolidon, dar nu a precizat că avea o alergie la iod. Deci asta n-a spus pacienta care avea, dar s-au gândit, poate are și la iod, hai să nu folosim... Deci ca să revenim la ce contează cu adevărat în acest subiect, respectiv demisia lui Beuran, da? Demitere, că demisia nu o să vezi vreo somitate, de asta părăsim funcția. Au făcut protest ieri, nu? Au semnat și au pus parafa și semnătura toți medici ăștia, nemulțumiți că s-a luat această decizie administrativă nedreaptă. De dislocare din funcția lui Beuran. Nedreaptă, spun ei. Da. Așa zic ei, asta zic ei, da. Asta e problema lor, ce zic ei. Să-și vadă de pacienți, nu de chestiuni administrative. Că încep și medicii ăștia să depășească niște limite la un moment dat. Păi dacă în secția ta operează un rezident nepriceput, nu? Bun. Cu binecuvântarea somității. Tot în secția respectivă sângerează femeia aia toată noaptea fără să-și dea seama cineva că niciunul dintre doctorii respectiv nu mai văzuse sânge în viața lui. O fi zis ce e acolo. O fi transpirat. Așa roșu? Așa roșu. Cine știe? Cine a mai văzut sânge în spitalul ăsta vreodată? Bă, în secția aia nu-i normal ca cineva să fie sancționat? Deci nici nu mai vorbim de speța care s-a sfârșit tragic cu decesul pacientei. Dar nu mai mergem acolo. Vorbim doar despre aceste circumstanțe. Au operat așa cum nu trebuia, cineva care nu se pricepea, au combinat câteva elemente care nu erau compatibile și a sângerat toată noaptea fără să-și dea cineva seama. Și tu faci acum protest că de cel dăm afară pe domnul somitate din funcția de șef de secție. Nu? Așa faci tu, nu? Că ești doctor acum la spitalul de Floreasca Urgența, pe care cred eu că mulți îl vor evita acum. Dar nu prea o alternativă. Nu poți să-i evite, dar... Păi de ce să-l evite? Că ridicați autorizația de funcționare. Că domnul Beuran, din ce spune domnul ministru, care spune la rândul său dintr-o anchetă, dintr-un raport făcut, biocidul folosit pentru dezinfecția câmpului operator este avizat numai pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor. El înțeleg că domnul Beuran utiliza acest biocid frecvent în cadrul operațiilor, nu doar pentru dezinfectarea mâinilor, așa cum spune domnul ministru, care de asemenea e în zona chirurgicală, nu? E o persoană avizată în conversație. Adică putea să fie, cum era la un moment dat Niculescu, sau cum îl chema, domnule, era un ministru al sănătății care nu avea treabă. Eugen Niculescu, da. Da, acum e la BNR. Domnule, putea să fie unul de n-avea treabă. Uite, acum coincidența face să fie un ministru care are treabă cu zona chirurgicală. Deci mai, nu e chiar în zona asta un amator. Tu ai intrat în tot felul de detalii acolo, cu furazolidon, cu iodul, contează. Această dar ne fiind chirurgi noi, niciunul dintre noi nu cred că nici să arunce o privire nu e în stare pe acest subiect, aș zice că e mai bine să ne limităm strict la faptele astea pe care le poate comenta și cineva, fără să facă 6 ani de medicină. Omul care a operat fără să cunoască foarte bine fișa tehnică a instrumentului, combinația asta nefericită cu iodul, sângerarea pe tot parcursul nopții și eu zic că e suficient. Acum ce decizii medicale au luat ei să se descurce? Să ascultăm pe domnul ministru explicând faptul că nu e un caz izolat, ceea ce face situația să fie cu atât mai complexă. Nu e un caz izolat și face apel la alte victime ale acestei chestiuni să facem un fel de campanie Me Too. O campanie, da, să iasă domnule în față, să recunoască. Victim. Hashtag Me Too. Ia să vedem.
continuăm să investigăm și rugăm ca toți pacienții care au suferit astfel de arsuri să le semnaleze. Și mă bucur că sunteți cu toți aici, deoarece presa, din fericire, este o voce și o putere în România, să transmitem tuturor colegilor. Evident, vor fi transmise și mesaje oficiale din partea Ministerului Sănătății și a NMCS-ului să nu mai folosească off-label astfel de produse și orice utilizare off-label a unui biocid, a unui instrument chirurgical, poate da naștere la tragedii de felul acestea. Deci, iată, o îngrijorare în plus pe care o ridică domnul ministru în această chestiune. Eu am tot dat aceste detalii luate de la domnul ministru, nu? Care e chirurg de asemenea și așa mai departe, nu? Le-am dat aceste detalii mergând pe această filieră, pentru că toate detaliile astea cumva ne-au adus în acest deznodământ, nu? Toată situația asta e făcută din aceste detalii. Toate detaliile astea sunt în subordinea domnului Beuran ca șef de secție. Pe mine mă dai seama că mă încurcă, mă stingerește ideea că, domnule, n-ar trebui să răspundă nimeni. Se întâmplă ceva grav, nu răspunde nimeni. Dacă se întâmplă ceva grav și nu răspunde nimeni, înseamnă că percepem asta ca nefiind o chestie gravă, ca fiind o chestie uzuală. Ba, și merge treaba acolo la spital. Nu o să-și dea demisie. Nu-ți dat-o cu părerea. Nu-mi dau nici eu cu părerea. Sunt acolo câteva parafe. Protestul ăla, da? Oamenii care... Era plin de semnături, de autografe. De autografe și parafe. Da. Deci au semnat oamenii acolo pe fond nervos. În loc să-și vadă de pacienții, erau cu semnătura, cu protest. Păi, dar spuneți, domne, nu e nimeni de sancționat? Cine e de vină? Vreau să-mi spună medicii aia și asistenții aia medicali care au amenințat că intră în grevă, nu mai tratăm, nu mai facem, cel mult prescriem aspirină, altceva, să n-aveți pretenții de la noi să desfășurăm ca activitate pe salariile astea deosebit de bune, să spună ei, domnule, dacă e cineva vinovat sau nu. Asta vreau. Acum... Nu să speculăm noi că, domnule, cofire, poate rezidentul ăla era și el vreo somitate în devenire. Poate era sau să-l jignesc pe rezidentul ăla de la întâi. Va deveni o somitate. Îl iau ăștia în străinătate, o să opereze în poate Austria. Poate depășește momentul, poate Turcia. Se pune la punct cu materia, că bănuiesc că trebuie să se pună la punct cu materia, că nu e o zonă experimentală în care, bă, nu știu exact cum reacționează bisturiul ăsta electric în relație cu substanțele astea, dar vedem acum, văzând și făcând, așa, empiric. Nu merge așa treaba, e vorba de o chestiune pe care o stăpânești, dar e o chestiune foarte gravă, adică e vorba de viață și de moarte. Hai să o vedem pe rezidenta din anul întâi care a fost audiată la poliție. Sigur, n-a făcut nicio declarație, a trecut pe acolo, n-a făcut nicio declarație la presă, a făcut declarație la poliție. Operație. Să vedem pe rezidenta din anul întâi, ea înțeleg că nu este cea care a participat doar vizual, în sensul că a urmărit, mă rog, ca experiență. N-a participat activ. Cu arma în mână, cum a fost Codrin Ștefănescu la Revoluție. N-a luat armă. Să dăm exemple din natură. Rezidenta din anul întâi la poliție. Ce s-a întâmplat în sala de operații, doamne? Da, de foarte scurt de precizat este că nu știm sigur dacă e rezidentă, dar în sala de operație a fost o rezidentă din anul 1, o singură femeie, deci practic un rezident în anul 5, medicul de gardă și ulterior li s-au adăugat somitățile, dar acum bănuiesc că ea a fost, nu știu, să vedem, nu știu exact dacă e rezidentă, vom vedea, oricum este o participantă acolo, ceea ce mă face să cred că este chiar cea despre care vorbeam mai devreme. Bun. Îmi place că e tratată cu foarte multă transparență. Chirurgical. Cu multă transparență această întâmplare nefericită. Am văzut cât de transparent au comunicat. Adică nici măcar nu știm exact cine a fost acolo în sala de operație. Colegiul medicilor, de exemplu, uite, a dat într-o primă fază un apel la, a făcut un apel la solidaritate cu somitatea Beuran. Seamă, colegiul medicilor ar trebui să investigheze acolo cine e vinovat, nu să ne spună nouă cu cine, față de cine să avem emoții pozitive. Foarte iurea. Deci colegiul medicilor nu ar trebui să aibă rolul procurorului aici? Ar trebui să aibă rolul procurorului și al judecătorului. Nu e avocatul doctorului în cauză, ci este cel mult procurorul care constată, profesională. Da, care constată că a făcut sau nu a făcut. Nu vine să-l susțină ca avocat. Adică nu are postura de avocat. Deși colegiul medicilor, toate nenorocirile prin care am trecut, mă rog, întâmplările nefericite prin care a trecut medicina din România, bă, nu știu să fi venit toată să spună, da, domnule, aici a greșit. Adică nu știu ce... Dacă la Ciomu s-a considerat la Ciomu, că a fost, știu, să fi fost. Adică ce autoritate mai are Consiliul ăsta al medicilor? Nu știu ce autoritate... Colegiul medicilor. Dacă mai are vreo autoritate în momentul de față. Că dacă de fiecare dată e de acord cu doctor, da, domnule, așa a fost, asta e situația, n-avea ce să fac. Bă, nu știu ce relevanță mai are. Pe de altă parte, mergem într-o zonă mai vioaie un pic. Mergem într-o zonă
a politicii, unde îl avem pe deputatul Partidului Social Democrat, un deputat, n-am auzit de el, dar odată cu această situație, el devine consacrat într-un fel, știi de un stăleg, știi care e faza cu el, e vorba de deputatul PSD de Botoșan, Răzvan Rotaru, nu știi de, nu știi cine e, dar uite că odată cu acest eveniment, deja știi de un stăleg. Un deputat PSD este acuzat că a amenințat un polițist care i-a cerut să mute mașina, e vorba de o zonă de aeroport în care parcase greșit acest deputat și înțeleg că a scos legitimația, a devenit șmecher, a devenit o persoană importantă, o somitate, nu că deputat, nu, o somitate până la urmă. Dacă și Răzvan Rotaru e despre care eu am auzit, dar mă rog, eu am auzit de multe lucruri care de-a lungul vieții constați că sunt nefolositoare. Da. Domnul deputat Răzvan Rotaru face parte din această categorie a informațiilor inutile. Inutile. De asta nici nu am adus în discuție pe parcursul ultimilor 2 ani numele său. Ușor util acum când avem de a face cu el ca fiind important. Hai să vedem imagine cu el la aeroport, după care stăm de vorbă cu Bogdan Bănică, liderul sindicatului polițiștilor, care a și publicat pe Facebook acest incident. Vă rog din suflet să mergeți mai încolo, da? Fără să facem scandal. Haideți. Hai, ok, stau și eu două pot la mașini cu stau aici, haideți. Așa să vedem cum e, dacă e treaba. Haideți, haideți. Cum trebuie, da? Dați-ți fotografii și mergeți. Acum e dreptul meu legal, cum mă zic. Da, nu e nicio problemă. Da? Da, să văd și eu cum, haideți. Dacă eu... Dați-mi documentele, vă rog. Haideți ce vă dau documentele la Poliția Transportului. Pentru ce vă dau documentele? Pentru legitimare, pentru existența documentelor, să vedem dacă sunt. Da? Haideți, să nu faceți dumneavoastră ordinii. Dar dumneavoastră cum faceți ordinii? Astea sunt imaginile. Îi spunem bună seara domnului Bogdan Bănică, lider sindicat Poliție. Bună seara! Vă salut, îi salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Dați-ne bună câteva seara. Detalii. Înțeleg că incidentul a avut loc undeva pe 31 decembrie în aeroportul din Suceava. Exact. În seara de azi, colegul meu desfășura activități de defluire a traficului rutier în parcarea aeroportoară, cât și în zonele adiacente. La un moment dat a observat o mașină parcată neregulamentar. Da. S-a deplasat la autoturismul respectiv și a solicitat conducătorului auto să se pună în mișcare, pur și simplu neavând inițial nici intenția de a sancționa contravențional. Ulterior, aflând că i s-au solicitat documentele, a aflat domnul deputat, a fluturat un cartonaș că este deputat și el nu prezintă niciun document. Moment în care, vă dați seama, s-a simțit lovit în orgoliu, cred, nu știu, încât a început cu amenințări, cu jignit, la adresa colegului meu. Da, vedeți dumneavoastră, dacă asta e o chestiune pe care mai degrabă o ții ascunsă că ești deputat în contextul actualului parlament. Adică pare mai degrabă de jenă decât de laudă. Da, simțim nevoia să facă publică această informație. Eu vă mărturisesc, acum facem așa o paranteză la discuția de fond, că eu nu reușesc să înțeleg ce este în mintea unui deputat care într-o astfel de situație, deci în loc să încerce să o depășească cât mai anonim posibil, și aduce în atenția opiniei publice funcția de deci eu sunt deputat, deci ce încerc eu acum să fac este o presiune instituțională asupra ta. Dar ca să nu speculăm asupra gândurilor intime ale domnului deputat, cum ai zis că îl cheamă, Răzvan Rotaru, le propun colegilor să-l sune direct să ne explice de ce a simțit nevoia să mărturisească această calitate. Să se autorizeze, practic. Da, să se acrediteze. Acolo. Să se acrediteze. Da, adică vreau să spun, domnule, și calitate. Sigur, de parcă nu știu să parchez, dar am această calitate de deputat. Asta vi se pare grav? Vreau să nu știți, eu sunt și deputat. Să vedeți ce cât de grav e că sunt deputat în Parlamentul ăsta în României. Uite, sunăm acum pe domnul Rotaru, nu știu ce, poate nu răspunde, poate care, poate îi parchează în momentul de față, cine știe, într-o parcare. Poate că nu dăm de el, dar îi dăm... Ai accesat mesageria vocală Orange. Îi lăsăm un mesaj, să-ți nu, îi lăsăm și un mesaj, că mesaj închidem telefonul. Este prea devreme pentru mesaje adresate politicienilor. Domnule Bănică, se întâmplă des ca politicienii, nu știu, deputați, senatori, miniștri, ce doriți dumneavoastră, să... Nu știu, să se folosească de această calitate publică pe care o, de calitate, de multe ori un defect, de această funcție publică pe care o au în fața polițiștilor, adică vă spun colegii dumneavoastră, domnule, am oprit 3 senatori, n-am avut ce să fac. Mi-au scos legitimația, mi-au fluturat-o pe în față, au decolat ulterior pe autostradă, mai departe. Pe autostradă nu e caz că n-avem, pe potecă, pe mai departe. Se întâmplă des? Observăm în ultima vreme destul de multe incidente de acest fel, care... nu fac ce este sub nicio formă calității de demnitate, da, pe care o au.
Dar iată că se întâmplă și astfel de evenimente. Dar nu mai fac cinste deputații ca înainte. Adică am înțeles că lucrul ăsta nu îi face cinste deputatului. Dar deputatul nu face cinste polițistului în momentul când e acest dialog. Poate trebuie, poate trebuie să-i facă cinste polițistului cu ceva. Că așa se zice, te cinstești și eu cu... Nu mai merge. Nu cred că se ajunge chiar acolo, pentru că nu se coboară ei să procedeze în felul acesta. Măcar dar face cinste. Dar cu ăsta de față era atât de simplu. Da. Statul ne-a greșit, n-am văzut, n-am observat, mă pun în mișcare, mă duc mai încolo. Corect. Dar vedeți, avem o declarație a domnului deputat Rotaru, care susține că nici nu s-a pus problema să amenințe pe cineva, pentru că inițial știrea asta a fost. Dom'le, lasă că ajung la București și când ajung la București, exact, te trec în rezervă pe tine. Exact, din păcate, nu am mai fi putut surprinsă pe filmare acest aspect, nu mai am mai fi putut surprins, însă colegul meu deja a depus o plângere penală pentru ultraj prin amenințare, asta la foarte... care sunt martori. Bun, e deci foarte important că lucrurile... civile care se aflau în zonă și care sunt menționați în plângerea deputatului. Eu vă spun, merge mai departe domnul deputat Răzvan Rotaru și susține că singurul motiv pentru care a scos legitimația la polițist și că a scos pistolul, a scos legitimația în fața polițistului, ar fi că nu avea asupra sa alte acte. Acte. Dom'le, am vrut să mă legitimez, mi-a cerut buletin, mi-a cerut permisie. Eu nu merg cu așa ceva pe stradă. Întâmplător aveam în sacul ăsta mai vechi legitimația de deputat. Asta am avut, asta m-a arătat. Și legea, da, și, mobil, și legea de sporire a drepturilor polițistului și inițiativă legislativă cu pensii speciale cu... pentru dumneavoastră, dar acum în funcție de comportamentul dumneavoastră rămâne la mine sau oarul la gunoi. Dar cum ar fi, domnul Bănică, să condiționeze votul la o lege de asta, de sporirea prerogativelor poliției, de anularea unei amenzi? Domnule, eu mă duceam la plen, că da, avem pe ordinea de zi o lege ca pentru știți, polițiști. Ca să știți. Dar dacă dumneavoastră decide să-mi luați permisul, o să votez împotrivă. Da. Da. Și ne mai minunăm de ce polițiștii români nu sunt dotați cu bodycam-uri. Pentru că acea filmare a fost făcută cu mijloacele proprii de către colegul meu. Tocmai din aceste motive nu se dorește dotarea polițiștilor cu camerele video personale, ca în toată lumea civilizată. Să știți că asta e o inițiativă pe care o sprijinim cu da, toată inima. Chiar ar trebui să fie în dotarea polițiștilor și aceste camere video, ca să evităm moment, domnule, nu s-a filmat de la început, stați că am trei martori, stați că nu știu. Deci asta ar lămuri, ar lămuri mulțumim, absolut orice. Mulțumim, domnule, mulțumim pentru intervenție. Bănică, lider sindical al poliției în cazul acesta, dar spun, Răzvan, s-ar fi rezolvat mult mai simplu. Deci asta e o discuție pe care sigur... Dacă Răzvan Rotaru n-ar fi ajuns deputat. Da, sau dacă a ajuns deputat, cel care, polițistul de la fața locului, nu era cu telefonul filmând, ci era cu tramvaiul. Imediat se muta mașina de acolo, deci se ducea mașina domnului deputat. Deci tu susții că ar trebui să-i dotăm nu neapărat cu bodycam, nu, ci cu tramvai. Cu tramvai, să cu fie tramvaiul poliției. Da, și pentru decongestionarea traficului. Deci o perioadă luam noi tramvaiul, acum vine tramvaiul și îi ia pe unii dintre ei, nu? Adică asta remarcăm. Ieri am desfășurat aici discuția în legătură cu incidentul major. Nu știu, poate că americanii trebuie să intervină pentru restabilirea democrației în țară, adică nu știu, sunt tensiuni locale, am văzut că lumea se împarte între cei care merg cu tramvaiele și sunt deranjați de... Acum susții că ar fi trebuit trimisă o dronă. O dronă care să, care să-l împingă, bineînțeles, nu mai mult decât să-l civilizat, cum se face și așa mai departe. Occidentală. Da. Și am văzut niște imagini din Germania, de exemplu, care da, este standardul românesc al calității și al competenței. Păi, mașina tot din Germania era, da. Mașina era din Germania, șoferul din păcate era din România. Și tramvaiul nu era din Turcia, că dacă era tramvai momentan turcesc, dar lui Firea... Da, asta vă spun eu, haideți ca haideți să spunem lucrurile acest mine, da, mister. Doamna Gabriela Vrânceanu, Firea Pandele, va achiziționa tramvaie turcești, tocmai în urma presiunii participanților, întrebi posesorilor de BMW, care au spus, nu m-a stras să intre tramvaiul în mine. Și acum au luat aceste tramvaie turcești care, chiar dacă vor intra poate într-o mașină, da, da, ele se vor deforma. Fără că... Nu vor putea provoca daune aceste tramvaie turcești făcute din rahat turcesc. Din rahat în sensul, turcesc. Sensul alimentar. Multă lume a spus, da, a făcut o comparație între cele două produse tradiționale turcești, rahatul și da, tramvaiul. Și spun că, domne, n-ar fi mare diferență cu, bine, acum, cu această excepție unii, că rahatul are un gust mai unii dintre acceptabil. Telespectatorii noștri mai puțin dotați din punct de vedere intelectual. Nu există telespectatorii noștri. Nu, au fost zapau, probabil, nu, în trecere. Erau telespectatorii altcuiva în trecere pe la noi. Apă de la noi au înțeles telespectatorii noștri sunt... Că eu i-am luat apărarea ăstea cu BMW când eu de la el am plecat cumva cu conversația și am explicat și ieri că este un meltean cu BMW care face ce face melteanul cu BMW. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, aici s-au despărțit apele în sensul în care
tu credeai că, sau tu consideri în continuare că avem de-a face cu un vadman erou și eu consideram că avem de-a face cu un vadman la fel de mentean ca mentean cu BV. Radu, stai o secundă, să restabilim adevărul istoric. N-am spus că este erou. Erou e pădurarul. Și sunt timp ce încerca să-i blocheze pe hoții teritorii ilegal de lemn. Intrăm pe subiectul ăsta la 19. Revenim, evident, așa cum v-am promis, cu subiectul și cu că ministrul știe sau nu știe problema. Cu șeful casei de pensii. La ora 19. La ora 19. Bun. Sunt șeful casei de pensii, de ce e moarte naturală, decesul în urma unei împușcături. Bun, dar revenim la 19. Eu am spus doar că în țara asta s-a acumulat atâta frustrare în urma tipologiei lui Marco ăsta, sau cum îl cheamă, mârcă ăsta, băiatul ăsta, cu BMW-ul, pe care îl găsim și în Parlament, că și Răzvan Rotaru, deputatul, tot un fel de BMW-istul ăsta, care se bagă și el un pic, că el nu stă la coadă. Parlamentarul care, haide, domne, ce am făcut? Înțelegi? Combinatorul care, haide, e bine așa. Încât pot găsi justificări pentru om Brânceanu. Care evident să nu producă victime. Dar uite că jurnalistul de investigație Bucura a căutat până București BMW-ul teribil, l-a identificat, l-a filmat. N-are nici pe naiba. Și vi arată în momentul de față. Că arată mai bine așa. Cum a ieșit? Ei a făcut facelift. Cum a ieșit din practică confruntarea? Din ce, domnule? Cu tramvaiul. O tamponare ușoară, dar nici n-aș folosi termenul de tamponare, că tamponare implică e un fel de haideți. Și cum ai un copil? Și primii pași. Îl împingi ușor de asta. Hai, fă primii pași. Și ai făcut ce zboară, puiule, zboară de pe linia de tramvai. Cum a ieșit BMW-ul din această încurcătură? Salut, dragii mei! Ia uitați ce surpriză v-am pregătit! Celebra mașină, BMW-ul căvălit de tramvai, acum 3 zile, am dat de el. Pot să vă spun că e într-adevăr șifonat. Nu o să vă divulg adresa omului. Pot să vă spun doar că este în sectorul 5 al capitalei și tot pentru voi, în exclusivitate, am reușit să aflu niște date despre băiatul ăsta. Este vorba despre faptul că, ironia sorții, omul avea lumea se uită. Omul avea mașina la vânzare în perioada de dinainte accidentului. Deci se pare că nu i-a ieșit asta cu vânzarea. Am vorbit cu vecinii. Este într-adevăr un băiat tânăr. Nu e cum s-ar aștepta mulți, din ce spun cel puțin oamenii de aici din bloc. Nu este nici scandalagiu. Acum mai are un pic Dan Bucurea și nu vrea să vândă BMW-ul, ci vrea să-l vândă chiar pe băiat. E un băiat tânăr, vecinii spun că nu-i scandalagiu. Copil extrem de cuminte, dar nu știu dacă mai avem înregistrările din spatele domnului Buzeanu disponibile și pe ecran pentru telespectatori. Să vedeți băiatul ăsta cum, nu mai e de la cum dă cu pumnii și picioarele în geamul tramvaiului și cum îi urează să-i treacă în neființă toate rudele apropiate vadmanului. Uitați un băiat cu minte. Și vreau să spun că s-a instalat așa un soi de îngrijorare în legătură cu vânzarea mașinii. Adică, doamne, nu mai poate fi vândută acum, care uitați-vă în ce hal arată. Toată lumea știe că a fost bușită mașina. Dimpotrivă, este o mașină celebră în momentul de față. Personalitate. Doamne, deja mașina aceasta are un argument în plus să fie vândută. Abia așteaptă un alt meltean să fie el melteanul care conduce mașina aceea care s-a luptat cu tramvaiul. Eu aș merge mai departe și încercând să promovez foarte mult acest domn și tentativa sa de a-și vinde mașina, aș vrea să citesc un comentariu pe care l-a lăsat celor care și-au permis să-l critique pentru modalitatea în care așa o fac. Eu, dacă e comentariul pe care l-am citit și eu, bănesc că nu pot să-l citesc. Păi adică e ceva în sensul că trebuie tot timpul să te... Da, dar ar fi practic un bip extrem de lung cu omul tot neamul cel decedat, cel adormit, cred că e termenul de specialitate. Când se exprimă așa, adică nu pare că face un efort, nu că s-a enervat, pare că ăsta e stilul lui, așa vorbește, îl pune... Dar l-a văzut cineva pe băiatul ăsta neînjurând? Într-o stare difuzată?
contabilă. Eu cred că de-aia l-a și dat Gigi de la Steaua la un moment dat. A zis, băi, prea vorbești urât. Eu cred că de-aia l-a accidentat. Sau asta cu prea vorbești urât era lui Giovanni. Nu, la fotbal, de-aia l-a accidentat. Înțeleg că a ieșit din fotbal cumva din cauza unui accidentat. Poate... Jurase probabil, bă, nu cu echipier. El a legat pe teren acolo, făcând tot felul. Băgându-se, băgându-se, persoanele decedate ale cu echipier. În fața jucătorilor. Băgându-și în fața jucătorilor. Și la un moment dat s-o fie enervat unul, scăpa de sub control. Intră, că o să ne prefacem că n-am văzut nimic. Bun, dincolo de toate acestea, românii și-au luat în privire rolul până la urmă și-au dat seama că e vorba de o guvernare, contribuabilul. Asigur. De contribuabili la statul român și iată celebra înghesuială din ianuarie de la plătitul de taxe și impozite. Ăștia sunt români. Fac coadă la taxe și impozite. Ia să vedem. Ce v-a determinat să veniți de la prima oră să-l plătiți? Normalitatea. Așa am pomenit, încă am venit târziu, trebuia... Eu totdeauna am plătit în ziua de 4. Așa-i, așa am moștenit. Oamenii mai în vârstă se înghesuie, probabil că e ceva rămas din trecut. Obișnuiți cu 70.000 de coși așteptând. Pentru câțiva leuțe ia, mai trezește om dimineața ca să plătească dările către stat. Din primele zile ale anului? Fiindcă se cheltuie banii care i-am strâns pentru așa ceva. Am plătit impozitul pe casă, nu e așa scump față de anul trecut, chiar cât nu știu, 2.100.000. 110 lei. Da, acceptabil și am plătit pentru că vreau să scap de datoriile la stat. Băi, genial. Deci omul vrea să scape de datorie, domnule. Vrea să, deci, practic, are senzația că are o datorie la stat. Deci, practic, s-a trezit pe 1 ianuarie cu datorii la stat. Domnule, suntem datori la stat, domnule. Bine, eu nu știu câți dintre acești cetățeni de bună credință au și verificat dacă datorează ceva statului român. Pentru că eu știu de la actualul ministru de finanțe, fost senator de opoziție, că multe dintre deciziile de impunere trimise de fisc sunt abusive, sunt o nedreptate, o atrocitate, o calamitate. Da, dar aici e vorba de impozite pe care românii le plătesc pe anul. Și ce la impozit nu poate să te escrocheze statul român? Înțeles că poate, dar statul român, să știți, că are și el niște datorii la noi. Adică una peste alta, am înțeles datorii noastre la statul român, dar statul român începe să aibă datorii din ce în ce mai mari la noi, istorice aproape. Ce datorii are la tine statul român, domnule? Ți-a construit autostrăzi, ai spitale, slavă Domnului, da. Ai școli, ai stadioanele, pentru că 20-20, nu? Ai beculețe de la doamna Firea, de astea sale ei a fost plăcerea doamnei, nu? E a făcut cinste? Ce de unde știi că a făcut cinste? Pentru că scrie frumos acolo, din partea la Mulțean, primăria capitalei. De la Gabi. A făcut cinste? Păi, dai, normal, nu mi-am spus, ura la Mulțean pe banii mei. Nu merge, nu. E clar, nu e genul de om care să se bucure la banul contribuabilului. Eu chiar, uite, nici nu știu dacă nu cumva le plătește din buzunar pe toate rudele angajate de municipalitate. Nu trebuie verificat asta, fetele, da, trebuie verificat. E posibil chiar ea să susțină financiar. I-a zis, eu fi spus pandele, băi, nu mai sta acasă, stai pe capul meu toată ziua. Tu te ia-ți un hobby, ți-l finanțezi. Aș vrea să fiu primarul capitalei. Du-te, du-te că aleargă. Ne permitem. Ne cât încă mai lucrăm, ne permitem. Iar are nevoie de spațiu să alergi. Da. Iar are nevoie de mult spațiu. Hai să luăm o scurtă pauză. Luăm un pic de spațiu aici și ne întoarcem imediat inaugurându-l pe un ministru din guvernul domnului Orban în direct la Bună România. O să vedeți despre cine e vorba. A, da. Da, ne-am întors în direct în acest aer irrespirabil al capitalei pe care ni l-a explicat doamna Vrânceanu Firea astăzi, cum era dânsa așa, cum era dânsa așa în ziua de azi, a zis, hai să lămurim și cu aerul ăsta. Dom'le, aerul ăsta eu l-am moștenit, e moștenirea pe care am luat-o de la început, adică a luat această moștenire și n-am avut ce să fac. Sunt doar 3 ani, sigur, de 10 ani aerul e așa cum e, asta e situația. Asta e situația? Cine scapă, scapă. Problema nu este greaua moștenire pe care a primit-o la preluarea mandatului doamna Firea. Problema e că nu știu ce a făcut pentru a mai diminua de moștenire. Să nu lase moștenirea asta urmașilor. Păi trebuie să o dea așa mai departe. Păi să o dea mai puțină. Primar. Păi de ce? Păi am zis că tot ea e. Ea e și la primire și la predare? Deci cumva pare că tot ea e în pole position așa, acum. Păi asta atestă un nivel de inteligență al bucureșteanului. Al partidelor, nu, nu, nu. Al bucureșteanului, no, cu care nu vreau să am dat faci. Că ușor, no, ușor mă mut în altul așa. Domnul Buzeanu, dacă e vina bucureșteanului. Așa. E vina, spun eu acu' e vina. E vina PNL-ului. Care este la momentul vina plusului respectiv. Și e vina a jumătate de USR care e nehotărât.
Ai înțeles? Bă, da, o veste extraordinară. Acolo e vina a acestor grupări pe care ne-am nominalizat, care refuză să înțeleagă că există un singur contracandidat la doamna Gabriela Firea. Există Nicuș Ordan, care dă 12 ani de cât timp se bate cu ei și în instanță și în așa. Dă seama ce ar face a primării. Bună seara, domnul Costel Alexe, ministrul mediului. Bună seara! Bună seara, domnul Alexe! Bună seara dumneavoastră și telespectatorul nostru, la mulți ani! La mulți ani, da. Respirăm aerul ăsta din București, respirăm așa din ce în ce mai greu, nu? E un aer din ce în ce mai greu aici în București și ne gândeam că în momentul când e o problemă, automat asta așa lucrează mintea. Ne gândim cine-i dă vină în cazul ăsta. Păi, orică e București, orică este altă vorba despre orice altă oraș sau comună. Aici lucrurile sunt mai grave, de-aia am nominalizat București. Cine e primarul, că el este cel care, în mod normal, este mandatat de cetățeni să rezolve problemele comunității. Deci ministrul mediului nu are ce să facă, nu are instrumentele cu care să rezolve așa ceva, nu? Adică aerul ăsta sau, mă rog, situația asta a polorii din capital. Eu aș vrea să vă spun că în orice stat european, Ministerul Mediului nu face altceva decât să ofere administrațiilor publice locale date privind calitatea aerului din orașele monitorizate, în speță de față Bucureștiul. Pe baza acestor date, Bucureștiul, de exemplu, are un plan de măsuri, îl are, dar nu îl implementează. Astfel încât, prin implementarea acelor măsuri, nu am mai avea toate aceste depășiri zilnice privind calitatea aerului. Imaginați-vă că în 2018 au fost peste 70 de zile cu depășiri. Peste 70. Adică una din 5 zile în București au fost... Adică, ce înțeleg din ce îmi spuneți, domnul ministru? Faptul că Gabriela Firea, așa cum ne explică, domnule, a moștenit, într-adevăr, că nu s-a... Dar a și agravat situația, nu doar că n-a rezolvat-o și n-a venit cu niciun instrument de rezolvare, dar a și îngreunat-o, cumva. Păi, dacă este să facem o comparație referitor cu greaua moștenirii de care vorbește primarul general, este că în 2013... În București, la stația, de exemplu, de la cercul militar, au fost 24 de zile cu depășiri în întreg an. Da. În 2018 au fost 70 de zile. Iar datele de pe 2019 ne arată faptul că aceste 70 zile vor fi mai multe. Asta înseamnă că doamna Firea nu când a menținut ritmul din 2013 sau 2014, l-a intensificat. L-a agravat. Da, acum, domnul ministru, în subordinea noastră nu este și garda de mediu? Există garda de mediu care a făcut controle la operatorii economici, la diverse instituții și la Primăria Generală a Capitalei. Observ, din păcate, vă spun sincer, că astăzi când vorbim noi, garda de mediu nu a dat nicio sancțiune primăriei municipiului București privind planul de măsuri care ar fi trebuit să fie implementat de Primăria Generală a Capitalei. Deci suspectați o înțelegere cumva. Nu, știți cum e? Din nefericire, discutăm, sau eu sunt ministru al mediului de 2 luni de zile, dar am atenționat pe toți, da, că politicul nu trebuie să intervină în activitatea instituțiilor din subordinea vreunui minister, cu atât mai puțin nu tolerez ca politicul să intervină în activitatea gărzilor de mediu, gărzilor forestiere sau APM-urilor. Pentru că pentru mine ca ministru și pentru guvernul din care fac parte, siguranța cetățenilor este mult mai importantă decât orice alt interes pe care îl are vreun primar sau altul. Bun, îl avem și la telefon și pe Nicuș Ordan. Bună seara, Nicuș Ordan. Bună seara, Nicuș Ordan. Bună seara. Te-am auzit azi într-o conferință de presă exprimându-te pe subiectul acesta al polorii din București, din orașul acesta, punând mâna și pe niște probleme concrete pe care Gabriela Firea nu le-a rezolvat și ar fi putut să le rezolve. Care da, sunt? Și punând și sumele de bani care au fost alocate pentru ele. Deci, prima problemă este că noi nu măsurăm în București poluarea reală. Este un atribut care aparține Ministerului prin Agenția de Protecție a Mediului. Aparatele sunt stricate, costă și Bucureștiul s-a propus de mult să aibă propria măsurătoare oficială. Așa e, domnul ministru, că spuneați că măsurați. Și nu s-a făcut nimic. Domnul ministru, măsurați sau nu măsurați nivelul de poluare din București? Că spuneați că îl faci. Lăsați-mă că am o discuție separată cu domnul ministru, i-a recunoscut vocea. Să vă spun numai celelalte două lucruri și după aceea să discutăm pe minister. Așa face, bun. Haideți și intrăm apoi într-un dialog. Deci asta a fost prima chestiune. Deci
și-a propus o strategie să măsoare singură, n-a realizat. În plus are un laborator mobil pe care plătește întreținere cam 100.000 de lei pe an și cu care n-a făcut nimic. 100.000 de Doi. Lei? De lei pe an, mentenanța lui. Da. Doi, a avut și bani și proiecte pentru a rezolva chestiunea de, de poluarea prin praf, care nu e un simplu praf, sunt niște particule care unele din ele sunt cancerigene. A avut o strategie antipraf, n-a implementat-o, a avut o, un proiect pentru măcar un studiu de fazabilitate pentru centura verde, n-a făcut nimic, trebuia să facă registrul spațiilor verzi, n-a făcut nimic, a avut mai multe, trebuia să facă niște strategii sectoriale pentru diferite deșeuri care ajungând la groapă, poluează și ele atmosferic, n-a făcut nimic, deși, repet, avea bani alocați pentru ele. Și, în fine, ultimul lucru, pentru care e poate cel mai grav de la administrația Firea, că prin decizii date de această administrație au dispărut spații verzi din București sau terenuri care aveau funcția de spații verzi și au devenit construibile și e vorba de zeci de hectare. Cam asta e pe scurt bilanțul și pentru fiecare din categoriile astea am dat date din buget, când au fost alocați banii, milioanele și așa mai departe. Deci foarte concret, da. Și acum mergem la domnul ministru, care ne spunea un pic invers față de cum ne explicai tu, Nicușor, dar ne spunea domnul ministru că se măsoară în București poluarea. Deci, în primul rând, aș vrea să subliniez un lucru foarte clar. Eu nu fac o polemică politică cu doamna Firea și cum nu fac discuții politice cu domnul Nicușor Dan. Da. Eu, în momentul de față, exprim poziția ministerului. În, la această oră, în București, avem 6 stații care monitorizează calitatea aerului și 2 în județul Ilfov. E adevărat, s-au investit sume colosal de mari și de când am preluat ministerul, am solicitat să facem verificări, să ne asigurăm că aceste stații funcționează bine și în București, și în Iași, și în toate celelalte orașe ale României. De asemenea, avem un proiect în implementare pe POIM, prin care vrem să și modernizăm rețeaua actuală și să achiziționăm alte stații privind monitorizarea calității aerului. Vă mai repet încă o dată. În orice stat din lumea asta, autoritatea din mediu monitorizează calitatea aerului și informează mai departe primăria ori de câte ori sunt depășiri. Vă rog să rețineți că primăria este cea care poate controla traficul, cea care derulează lucrări în oraș și este singura care poate dispune măsuri legale. Dar garda de mediu subordinea cu ei, domnule ministru. Uitați-vă ce au făcut administrațiile publice locale în alte capitale europene. Am văzut, europene. Au România fost nu e... Au restricționat traficul în centrul orașului, da, care au dezvoltat sisteme de gratuite de transport în comun, care au construit piste de biciclete care se lege toate... Haideți cu pistele de biciclete, lăsați-mă, că acolo intrați într-un conflict deschis cu toți bucureștenii. Orașul ăsta nu-și permite și piste de biciclete, știu că poate o să supărăm altă lume. Acum, nu prea avem unde. Veniți pe Calea Victoriei aici, a făcut-o Brescu, cred că a avut o combinație. După, acum s-a continuat până la Națiunile Unite. Lăsați-mă cu pistele de bicicliști, le faceți când o să aveți locuri de trotuare. Dar revenind, domnule ministru. În subordinea cu garda de mediu? Am o rugăminte la dumneavoastră. Și eu am mai multe la dumneavoastră. În momentul de față, ministerul, prin pârghile și instituțiile din subordine, au făcut câteva lucruri. Prin administrația fondului de mediu am avut o linie de finanțare pentru aceste 3 comunități, București, Brașov și Iași, prin care am pus la dispoziție bani pentru achiziționarea de mijloace de transport public în comune electrice, astfel încât să nu mai poluiesc. Deci s-au făcut și lucruri, s-au mai și construit, da. S-au făcut gata de mediu. Gata de mediu, însă spuneți dumneavoastră că nu prea a intervenit. Vă spun acum, imediat vă spun și gata de mediu. În momentul de față, în ultimii 5 ani, apropo de pistele de biciclete de care vorbeați și credeți-mă, în orice capitală europeană, un primar ar trebui să aibă o atenție sporită pentru acest sector. Bucureștiul a avut în ultimii 5 ani 10 milioane de euro. Nu a accesat nici un euro din acești bani. Da. În ceea ce privește garda de mediu, fie că vorbim de București, fie că vorbim de orice alt oraș din România, garda de mediu și comisarii gărzii de mediu trebuie să-și facă datoria și să sancționeze ori de câte ori și operatori economici și administrația publică locală pentru astfel de comportamente care trebuie să recunoaște. Iată-ne de acord pe toți aici. Cred că și Nicușor Dan e de acord cu această chestiune. Da. Întrebarea mea, în schimb, era alta. În subordinea cui se află în aceste momente tensionate garda de mediu? Evident că a fost în tot timpul în subordinea Ministerului Mediu și va, din păcate, în ultimii ani, garda din mediu mai mult s-a comportat
a fost prea prietenoasă. Asta spune mai devreme, da. Și acum mai e prietenoasă? Le-am spus colegilor, tuturor, nu doar conducerii gărzii de mediu, ci tuturor comisarilor, când doresc, începând cu 1 ianuarie 2020, să schimbe abordarea. Ei trebuie să servească interesului public și nu interesului unui primar, în speță doamnei primar general Gabriela Firea. Am înțeles și totuși, luând Dicușor, dar o secundă, o secundă și intrăm în dialog. Totuși, luând act de faptul că garda de mediu a cam servit doamnei primar, ce a dorit doamna primar să primească, să fie servită cu. Asta ne-a spus dumneavoastră. Când anume faceți așa și un bilanț al activității gărzii de mediu? În zilele următoare o să cer, un raport gărzii de mediu de pe București să ne prezinte așa. Care au fost măsurile care au fost implementate okay. din planul de management privind calitatea lui în București și care au fost sancțiunile da. Dacă acele măsuri nu au fost respectate. Și presupun că veți face public acest raport ca să știm și noi evident. Care a fost cârdășia între Garda de Mediu și primărie. Asta e o bucurie. Și raportul și sancțiunile mulțumim. Care vor fi date. Domnul Nicușor Dan, vă ascultăm. Da. Înainte punctual, pe, aveți parte cu pistele de biciclete, în sensul că acum, dacă spui că faci piste de biciclete în București, nu poți, pentru că n-ai loc. Adică asta trebuie mai și strategia de parcare să iei multe mașini de pe prima bandă ca să faci acolo loc și pentru piste de biciclete și pentru autobuze, troleibuze, pentru că ele pot merge în multe orașe, merg pe aceeași bandă. Acum pentru domnul ministru, în primul rând salut faptul, a dat un semnal, știți că există mai multe rețele de monitorizare a calității aerului, salut faptul că vrea să colaboreze cu ele pentru a mări capacitatea de monitorizare a calității aerului în orașele din România. Punctual, pe stațiile din București, azi, din cele 6, 2 nu mergeau. Deci, încă problema asta nu e rezolvată. Dar, în fine, am încredere că am două exemple cu garda de mediu. Când nu a făcut nimic, când pur și simplu primarul Negoiță s-a dus în parcul Pantelimon și pe o suprafață de vreo jumătate de hectar a aruncat în parc mormane de resturi de la o construcție. Și asta e important, și da. Și doi, la un proces pe care noi l-am câștigat și am suspendat acordul de mediu și deci era de competența gărzii de mediu să se ducă să oprească șantierul în parcarea Tineretului când s-a făcut în parcul Tineretului când s-a făcut parcarea, garda de mediu București nu s-a dus. Dar de fapt cancerul Ministerului Mediu în ceea ce privește Bucureștiul este la Agenția pentru Protecția Mediului București. Acolo este, pentru că nu a existat proiect imobiliar, inclusiv nu știu, poate zeci de proiecte da. În care se prevedea construirea pe spațiu verde și niciodată Agenția pentru Protecția Mediului nu a cenzurat așa cum ea trebuie să facă, pentru că de-aia e făcută. Asta e rostie, Nicușor Dan. Agenția pentru Protecția Mediului București e o sită prin care trece toată lumea. Inclusiv avem, doar noi putem să-i dăm ministrului 10 hotărâri definitive prin care s-au anulat acte vizate de Agenția asta București. Da, Nicușor Dan, mulțumim pentru intervenție. Mai e vreo întrebare pentru Nicușor Dan? Nu, doar dacă așteptam un răspuns de la domnul ministru, având în vedere că Agenția Națională pentru Protecția Mediului e tot în subordinea Ministerului Mediului, dar asta, dacă Nicușor Dan vrea să aștepte un răspuns. Mă bucur că avem această discuție, pentru că, inclusiv de la preluarea mandatului, vă repet încă o dată, am spus că abordarea acestor instituții trebuie să fie cu totul alta. Sunt convins că sunt mari probleme la nivelul APM-ului în București și gărzii de mediu, pentru că dacă funcționau cum trebuie, nu eram aici. Dar a schimbat pe cineva foarte, în funcție? Ascultați-mă o secundă, sunt foarte determinat. Mai avem foarte puțin timp. Sunt foarte determinat ca în acest mandat problemele de mediu, nu doar din București, ci din întreaga țară, să le găsim rezolvare. Pentru că dacă am reușit să avem aceste instituții funcționale, n-am mai vedea gunoaie sau în cazul mulțumim pe subiectul acesta. Domnul ministru, trebuie să luăm pauză. Nicușor, dar mulțumim. Mai avem o singură întrebare, pentru că la ora 19 vom intra în direct cu doamna Ana Maria Pop, soția pădurarului ucis. Și știm, domnule ministru, că există această propunere ca în cazul pădurarilor uciși sau răniți în timpul serviciului să existe să spunem facilitățile sau nu știu, recunoașterea de genul veteranului de război, militarului rănit.
luați în calculul astfel de modificare a legislației, astfel încât oamenii ăștia să fie, nu știu, mai bine protejați într-un fel sau altul? Cu siguranță, eu personal sunt cel care a sprijinit statutul personalului silvic astfel încât să întărim această autoritate. Așa. Cunosc foarte bine drama, de fapt e tragedia, da, prin care trece familia și cât de greu este soției. În momentul de față am vorbit cu colegii din Ministerul Mediului și cu secretarul de stat astfel încât să găsim inclusiv o rezolvare mult mai bună a problemii locative pe care o are, din păcate, această familie astăzi. Da, adică locuință. Dar modificați legea astfel încât un pădurar ucis la datorie, nu știu, să aibă o siguranță pentru familia sa? Că acum e într-o situație disperată, inclusiv din punct de vedere financiar. O să vorbim cu șeful casei de pensii, care o să ne explice de ce nu va primi toți banii pe care ar trebui să ia de la stat. Are 3 copii de crescut și 28 de ani. În momentul de față, familia primește ajutor din partea statului. Foarte puțin față de... E adevărat, primește. Pentru că astăzi este un dosar al parchetului în curs, care în mod normal trebuie să dovedească... Bine, eventual mai revenim cu telefon, trebuie să luăm publicitate, domnul ministru, mulțumim pentru intervenție. Mulțumim, domnule ministru, mulțumim Nicușor, da, luăm o scurtă pauză și revenim cu subiectul pădurarului ucis.